Bună din nou și bine ați revenit pe canalul meu! Astăzi am să vă prezint cutia Wappa Box a lunii octombrie. Nu am desfăcut-o, de aceea sunt puțin mirată. Nu am avut timp pentru ea, nu am foarte mult timp în această perioadă, așa că o desfac cu voi, o să fie ca un fel de swap. O desfacem împreună și vedem ce ne aduce cutia lunii octombrie. Este la fel o cutiuță ca și Birchbox. După cum vedeți, am înlocuit cutia Birchbox cu cutia Wappabox. Nu are rost să-mi cumpăr amândouă. Am în vedere că la Birchbox sunt aceleași produse. Deja am peste un an de când cumpăr Birchbox. Am spus să mă opresc și să cumpăr altceva. După cum știți, în Wappabox vine această revistă unde ne explică toate produsele care sunt în cutie, chiar ne spun lucruri interesante despre produse, despre ingredientele lor. Așa. Am să mă lungesc cu acest videoclip, iar la sfârșit ne spune fiecare produs cum se folosește, cum putem să-l folosim, trucuri și cam cât o să dureze. Am părul vraiște. Să vedem. Primul produs în ordinea acestei reviste este un gel de duș. Acest gel de duș cu papaya. Sunt două variante, papaya și lămâie. Eu am primit acest gel de duș. Să vedem cum miroase. Să vedem. Miroase foarte, foarte bine. Este foarte drăguț. Nu cred că are rost să vă spun tot ce scrie aici despre acest produs, că aș pierde o grămadă de timp. Costă 20 de euro, 200 de mililitri. Apoi avem Radiant Glow. Acesta este un produs în mărime naturală. Un autobronzant pentru față. Autobronzant și în același timp are niște biluțe care se topesc pe față, din câte văd eu că scrie aici. Din câte văd eu scrie aici că atunci când aplici, vedeți? Are niște biluțe care se topesc și foarte interesant. Și îți bronzează fața. Chiar este un produs foarte interesant, costă 16 euro și este în mărime de vânzare. Wow, are o grămadă de instrucțiuni de utilizare, de folosire înăuntru. Să vedem, următorul produs este un Laser FX Perfect Serum, care normal este o mostră. Este câștigătoarea nu știu ce de la Cosmopolitan. Cât de bine le lipesc ăștia. Cum să dezlipim? Așa. Da, este această mostră. Eu nu am nevoie de serum sau cum o fi. Dar le folosim. Așa. Costă 30 de mililitri, 78 de euro. Mamă! Câți mililitri avem aici? Habar n-am, dar este foarte scump. O fi bun. Sau nu? Sau nu. Apoi avem un blush, că nu mai îmi vine limba română în minte. Avem un blush de la o firmă care, sincer, mie nu mi-este cunoscută. Sunt mai multe culori, din păcate mie mi-a venit o culoare închisă. Nu mi se potrivește, am să o fac cadou. Costă 8,55 € acest blush. Și ultimul produs. Mai nimic în cutie. Ultimul produs este la fel. Este pentru ochi. La fel. Anti-riduri, anti-linii fine. Și la fel o mostră. Este antioxidant. Nu îmi sună nici această firmă. Sunt produse interesante, sunt
filme pe care eu nu le cunosc și le descoper cu aceste cutii și unele îmi plac, unele nu îmi plac și cum spuneam aici avem tot felul de instrucțiuni despre produse, v-am spus, dacă vreți informații despre produsele care eu le am, le folosesc, bine, dacă le fac cadou, nu, dar dacă le folosesc și dacă vreți pur și simplu informații de aici, din această revistă despre produse, eu pot să vă scriu pe blog, nu e nicio problemă, doar să-mi cereți, ca să nu scriu despre toate și să nu vă intereseze. Cam atât, aceasta a fost cutiuța Guava Box al lunii octombrie. Este foarte drăguț ambalajul fiecărei cutii. Este puțin mai dreptunghiulare decât restul cutiilor care le primesc. Și ce să zic, așteptăm următoarele cutiuțe să vedem ce produse noi mai o să apară. V-am pupat, sper că v-a plăcut și ne revedem într-un următor videoclip.